Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. Fotoliul cu gimp. La fotoliul cu gimp, câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să și-o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV. Găsit, stimați respectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Gimp. Sunt Adrian Simeon, cu scuzele de rigoare pentru ținută, n-am mai avut timp să mă schimb, am venit direct de pe teren, era să și întârziem la emisiune. Invitatul nostru de astăzi, primarul comunei Pui din județul Hunedoara, domnul Victor Tiberiu Stoica. Bună ziua, domnule primar, bun găsit, bun venit. Bună ziua și dumneavoastră celor care ne urmăresc. Iată, suntem în 2021, da. Nu în 2020. Da, e prima apariție anul ăsta la dumneavoastră și vreau să le vrem tuturor numai bine. Așa, vine și 8 martie, luni, v-ați pregătit. Sunt cu... de tot în 8 martie și 1 martie, de la 1 până 8, non-stop. Păi nu, acum doamnele, domnișoarele trebuie sărbătorite și ele, măcar într-o scurtă perioadă anului, că în restul anului... Săracele de ele au grijă de noi acolo. Noi ne sărbătorim în fiecare zi. Asta este foarte bine, foarte frumos din partea dumneavoastră. Acum, trecând de la glumă la serios, îmi cer încă o dată scuze pentru faptul că era cât pe ce să întârzi la emisiune din cauza faptului că am fost prins pe teren. E bine că mai faci și muncă de teren. Da. Păi nu, mai slăbim puțin. Da. Acum că toți suntem în studio, vreau să vorbim un pic despre Comuna Pui, unde dumneavoastră sunteți primar de an bun de zile, 16, 18, cât sunt? 20 și un pic. 20 și un pic. Eu am vrut să vă mai întinerez, da. Am intrat în 21. Deci 21 de ani primar. Ce ați făcut acolo? Te-ți aiatolah de Pui? Păi dacă suntem în 20-21, da. Am intrat în 21, nu? Dar cum? 21 de ani de mandat în primărie... Chiar în mai, iunie 21. Am înțeles. Facem sultanatul, stai ca acolo. Nu, mai sunt alți colegi ca mine care au probabil mai multe mandate. Mai sunt în țară? Sigur. Am înțeles. Bun, acum ziceam, primar la Comuna Pui, Comuna Pui situată destul de în centrul județului Hunedoara, o comună cu tradiții, cu oameni faini, cum zic ardelenii. De la dumneavoastră încep momârlanii, nu? De la dumneavoastră încolo. Da, într-un fel da, într-un fel ba. Asta cum mai e? Adică nu e nici alb, nu e nici negru, e ceva păi o parte sunt momârlani, de o parte nu. Da, de la dumneavoastră încolo, de la Pui încolo. Nu neapărat de la noi, de la barul încolo. De la barul încolo? Da, da. Am înțeles. Aveți o comună grea acolo, pentru că aveți... Și nu sunt momârlani, că sunt un fel de daci liberi. Asta cu daci liber mă cam enervează pe mine cu daci. De ce? Daci sunt și daci. Păi de la ei ne tragem, nu? Din daci liberi. Păi care au ocupați că nu mai fost socar. Nu știu, eu am învățat la istorie că ne tragem din, dar nu prea mioteanu, că ne tragem din daci din romani. Da, e posibil. Acum o dăm toți cu daci liber. Nu, că nu sunt împotriva acestui curent, dar mă amuză, stați să vă spun de ce. Că până și în imnul este nostru... Este o istorie. Da. Până și în imnul nostru național avem cu... Că naște mâini mai curge un sânge de Traian. Nu zice niciunde de Decebal, de nu știu ce. Deci... Da. Așa suntem noi mai mecheri. Mai trăieniți. Da. Așa. Bun, și acum revenind, comună grea acolo, pentru că se întinde pe o suprafață foarte mare, multe sate sunt pe dealuri. 23.000 de hectare. 23.000 de hectare. Am mai avut noi discuția asta o dată, că parcă ea este cea mai, Puiul cea mai întinsă și Râul de Mur. Cea mai întinsă e Râul de Mur și cea mai mare număr de populație Puiul. Așa.
cu sate pe dealuri, cu infrastructură greu de gestionat, zic eu, din cauza faptului că între sate distanța este foarte mare. Nu știu, stați cu apa, cu canalul, cu drumurile acolo, cu toate lucrurile astea. Probabil că pentru unele v-au trebuit soluții tehnice, pentru altele poate încă n-ați găsit, nu știu exact cum e, poate ne spuneți dumneavoastră. Da, e foarte greu, fiindcă nu o să mă plâng acum că am moștenit, să zic, ceva de datul de la predecesorii mei, dar ca e istorie, n-ai vrut să mai vorbim chestiile astea. E o comună grea cu 12 localități. Multe sate sunt, să zicem așa, împrăștiate sau desfășurate pe dealuri, pe munte. Celelalte sunt partea de jos a comunei, pe malul Străiului, pe celelalte cursuri de apă. Și cum a spus, hai că cu drumurile este cum este. Că drumul e tot drum, dar când e vorba de apă și de canal, e foarte greu să faci un proiect, fiindcă sunt mari diferențe de nivel. Și atunci ne dau mari bătăi de cap, n-avem cum să le facem, stații de pompare la fiecare uliță, etică, multe, multe alte. E vorba de bani acolo, de foarte mulți bani ar trebui ca să faci așa. Și bani, și... Și cum trăiesc oamenii acolo în comuna dumneavoastră? Există totuși rețele de apă și de canal? La ora actuală, zic eu, marele noroc și marea șansă a oamenilor este că vin acești bani de la Apia. Cei care sunt pe dealul, zic așa, și au suprafețe mai întinse de terenuri, iau sume consistente de la Apia. A, asta în ceea ce privește veniturile populației. Da, e vorba de venituri, da, uh-huh. Că restul, acum, la urma urmei, dacă au venit, poți să te iei oriunde, nu? Da, dar nu asta întrebasem dacă există rețele de apă și canal. Există și rețele de apă și canal, altele lucrăm acum, la ele să le terminăm, încercăm să facem proiecte pentru următoarea sesiune. Nu știu dacă v-am mai spus odată, dacă tot cu noastră am discutat lucrul ăsta sau îi povesteam unui prieten, aveam o cunoștință care la rândul lui, asta se întâmpla în tinerețe, care la rândul lui avea o altă cunoștință și am fost invitat odată la o petrecere. Era seară, nu știu ce noroc că omul avea o mașină bună. Hai cu mine, unde? Hai că vezi tu. Hai. Și ca să ajungem în localitatea respectivă, a trebuit să mergem cu mașina prin Albia unui râu. Cred că era la noastră în comună, și-mi scapă numele localității acum, dar era pe dealuri, pe undeva. Deci cred că nu m-ați trecut prin Albia unui râu. Da, am trecut prin Albia unui râu. Și cred că e vorba de vreo 10, 12, 15 ani în urmă. Poate chiar poate mai 20. Mult. Poate chiar mai mult. Cred că e vorba de Fizești. Fizești se numea, așa da, e. Erau două, un curs de apă care se intersecta cu drumul comunal în două locuri și acolo, când am ajuns în primar, se circula prin apă. Prin apă, da. Da. Ulterior, e drumul de vis, poduri, ca lumea făcute... Deci există. Chiar am zis că, e romanul ăla, după 20 de ani. O să mă duc după 20 de ani, nu știu, să văd cum e și acum. Și foarte, v-am spus, foarte, foarte greu, că 12 sate împrăștiate. E foarte ușor pentru comunitate care are, să zicem, la 6, 2, 3 sate sau sunt comune, de exemplu, comune de 3-4 mii de locuitori cu un singur sat. Acolo poți să faci uliță pe mijlocul satului, un drum frumos, poți să faci totul, să le concentrezi, să le așa, pe când noi 12 locații sau cum e Fizeștiul de jos, Fizeștiul de sus, e un fel de sat compus din două sate. Și e foarte greu, deci. Și plus că lungimea de drumuri comunale, ulițe și drumuri viginale se ridică la vreo 150-200 km. De drumuri comunale? Drumuri comunale. 200 de kilometri? Da. Drumuri comunale. Păi și cu ce bani le faceți? Drum, ulițe și drumuri viginale. Păi 200 de kilometri e, nu știu, de la... Asta e. Până la, de la Deva la Timișoara. Între 150-200, cam ceva în genul ăsta. Păi și cum îi întrețineți ăștia? Păi le întreținem. Sunt o parte dintre ele care
le pietruim, încercăm să le menținem. A, deci nu toate sunt asfaltate. Nu. Am reușit, eu zic că vreo 34 km am asfaltat. Asta înseamnă o proporție din nimica, de... Da. Din nimic. Acum am încercat inițial să facem cele patru artere care duc la centru de comună. E vorba de la Pui, să zicem că e mijlocul comunei, aproximativ. E o latură în care merge Rue Bărbatul Obiță-Uric, e un drum. Da? Este latura înaltă, tot de la Pui mergi pe drumul național, intri la Ponor, o apă Ponor-Federi. A doua aripă. A treia, Pui, Galați, vizești de jos, vizești de sus. 4, Pui, Rușor, Șerer. Și Băieștiu pe drumul național în completare spre Ațeg. Ne-am înțeles asta. Deci ca un fel de, să zicem, o caracație cu patru capuri, sau cum se zice. Capete, da, nu? Patru capete, da. Așa. Da, bun, dar acum oamenii au mașini acolo, mă gândesc că circulă pe drumurile astea. Da, în general drumurile sunt practicabile. Cum mai sunt și ulițe de-astea prin niște cătune, pe nu știu unde mai... Când sunt probleme de circulație? Iarna? Iarna nu prea. În general când plouă mult și noroi. Că satele astea cum e mult noroi și mult, dar reușim să pietruim totul. Dar, în mare parte, eu zic că... Dar n-ați reușit, domn primar, când erau celebrele PNDL-uri, să accesați ceva? Că zicea atunci că scoate România din noroi, Dragnea, că alea... Nu vreau să spun mai multe decât că am depus trei proiecte care au fost eligibile și două sunt terminate și al treilea îl termin cât de repede. A, deci l-ați depus? Da. Și au fost eligibile? Da, au fost și finanțate și în regulă. Dar lucrările n-au început? Dacă două sunt și terminate lucrările... A, două sunt terminate, da, lucrările. Aha. Băieștiu terminat, Fizeștiu terminat și mai avem la Uric. Ce urmează și asta? E intrat la finanțare? Încă nu știți. Da, deci am făcut pietruire, am făcut... Numai că la Uric era altceva, adică prin AFIR am avut apă și canal. Și în toamnă am terminat apa și canalul, am băgat piatră, le-am împănat un pic drumul și am lăsat iarna să se așeze. Vedeți unde sunt săpături multe, dacă torbe tău repede să fac numai valuri. Păi, normal, când se tasă și atunci pământul. Iarna, nu știu, o să zic bun sau nu, cum e noaptea, și l-am pietruit, l-am lăsat așa că se taseze bine și acum când se îndreaptă, vreau să încălzească, îi tragem un covor de asfalt. Da, bun, am înțeles asta. Condiții bune cumulate cu condiții dificile în comuna noastră. Populația, cum e numărul populației? A scăzut, a crescut în ultima vreme? Este în scădere. Este în scădere. Adică e în scădere pentru că nu e natalitate sau pentru că pleacă oamenii? Și că nu e natalitate și că... Din nefericire pentru noi, s-au creat în România cele 3-4 mari orașe, centri industriale și tot tineretul merge acolo. Sunt și zone. Unde, domn primar? Clujul, Timișoara, Creștiu. Am înțeles. Și tineretul, dacă au plecat la școală la Cluj, nu mai vin înapoi. Dacă au plecat la Timișoara, nu mai vin înapoi. Fie că sunt alte oportunități. Dar noi era... De o parte e normal. Acum, știți bine, sunt și noastră din zonă. Da. Ce era Ațeg odată? Ce era Valea Jiului odată? Păi era industrie. Da? Acum nu mai e nimic. Unde să mai meargă să lucreze? Două, trei locuri dincolo, două, trei dincolo, mai niște posturi la școală, mai niște posturi la primărie, mai nu știu unde și asta este. Dar pământul nu-i atrage, adică nu munca pământului? Pământul se lucrează, dar e o problemă. Ce facem cu marfa? Nu știu. Păi, vedeți, aducea, da, deci noi nu prea vrem să cumpărăm de la românul nostru, de la țăranul nostru. Cum să nu? Eu tot timpul aș cumpăra de la țăran. Dumneavoastră. Dar, vă referiți la marile lanțuri de desfacere. Marea parte de a locuitorilor României cumpăr din supermarketuri, da? Păi, da, și acolo vin că... o parte de, probabil, nici 10, 15, 20% din ce producem noi.
Da, sau poate nici atât. Și sunt bieții oameni care merg la piață bătrâni și vreau să vândă și eu un kilogram de cartofi, un kilogram de morcov, nu știu ce, stau pe acolo pe la tarabe. E greu, da? Asta e viața, ce să facem? Erau mai bune cooperativele agricole pe vremuri, că aveau... Nu știu dacă erau mai bune, dar... Nu mă pot... Nu vă puteți să mă bag în... Păi nu, ideea e că, na, toată lumea auzise la un moment dat niște idei de genul hai să, ăștia care avem mai multe... Este un singur adevăr este. Se muncea mult mai mult ca astăzi. Da, aici sunt de acord. Și se trăia mult mai greu. Al deja vă spunem noi, astăzi nu se trăiește rău, totuși. Cine vrea să facă ceva, să lucreze și e interesat, nu duce rău. Da, și, vedeți, nu există casă sau o familie să nu fie una, două mașini. Nu există... Dacă în asta stă gradul de... Păi stați un pic, bă, stă și în asta, nu? Păi oricum am devenit la dat de gunoi a Europei pentru doi, mașini. Că toate vechiturile... Cu telefonia nu, mai, nu vă mai spun. Bun, că... aici nu avem o chifră în stomac, dar avem ultimul răgnă de telefon. Așa că, deci, nu, eu zic că problema este, nu știu ce să zic. E destul de greu și delicat. Delicat, da, așa e. Domnul primar, nu pot să nu vă întreb, că am promis că pun întrebarea asta tuturor primarilor care vor veni în emisiunea. De 3 zile i-am agitat pe unii, pe alții i-am mulțumit, ca să spun așa, sau erau de acord cu ceea ce am lansat eu acolo. Vreau să vă întreb și pe noastră, faceți parte din Asociația Comunelor? Da. Okay, normal că sunt 53 de primării. Dumneavoastră, până acum am avut doi primari, dintre care unul liberal, care mai zic că nici el nu prea pricepe ce e acolo. Deci omul părea să fie... Se pare că nu e chestie de... Păi de culoare politică. Înseamnă că nu știe... Cum vi se pare dumneavoastră? În acord. Că acord spune. Acord, da. Mă rog. Are rost asociația asta sau nu are rost din punctul noastră de... Eu zic de că are rost. Fie că e asociația... În afară de audit. E Asociația Comunilor, e Asociația Orașelor și Asociația Municipiilor. Municipiilor, da? Și mai e una, adică, cu stațiunile. Este un mod de a se aduna toți primarii de comune, de a fi o singură voce mai departe la legiuitor, la guvern și mai departe. Să-și ceară drepturi, să-și ceară ceea ce consideră că au nevoie. Și s-a întâmplat vreodată, că eu nu știu, tocmai încă sunt în săpături, ca cineva să țină cont de vocile astea? Nu totdeauna, dar au mai fost cazuri că s-a ținut cont. Am înțeles. Deci noastră nu aveți nimic împotriva... Nu, de ce să am? Și să știți că iarăși o problemă care zic eu că mi se pare așa... Că am citit ce au declarat colegii mei, mi-aduc aminte cu vreo 15 ani în urmă. Să mai făcea câte o ședință la prefectură, la Consiliul Județean, undeva, eram toți colegii, 40-50 de primari, ne mai împărtășeam unul la altul, anumite locuri, mai, bă, tu cum faci aia, eu așa, vezi așa, știi? Acum parcă ne-am sălbătit și toți. Adică cum v-ați sălbătit? Adică nu mai reușești să adun 2-3 primari la un loc. Păi de ce? Păi de ce? Nu știu. Și atunci eu zic că acest acord are rolul ăsta de măcar de 2-3 ori pe an, să faci adunare generală sau câte o ședință de comunicare sau de a lua anumite decizii în care ne vedem toți și mai adică discutăm între noi. Încercați să-mi spuneți așa, mai direct, mai pe ocolite, de fapt, cât se poate de direct, că în momentul de față nu prea mai există comunicare. Unitate. Unitate? Să zice așa cuvântul ăsta, da. A, dar comunicare există? Între primari? Comunicare există, că doar Facebook-urile și... Bun, dar chiar comunicați? WhatsApp-urile... Acum, există, dar v-am spus, numai ce a fost odată. Mi-aduc aminte, erau după 2000 bani foarte puțini în sistem. De-abia trăiam de azi pe mâine. De eram toți uniți, toți trăgeam așa, vorba, trăiam la aceeași căruță și toți... Eram ok, fiindcă eram toți împreună și era bine. Acum, indiferent de culoarea politică. Da, indiferent de culoarea politică. Păi s-au mai schimbat oamenii. Și acum, culoarea politică, eu nu cred că generează conflicte sau probleme vis-a-vis de acest acord. Nu cred.
că trebuie să fie un președinte din cele două partide mari și late, nu? Bun, asta nu are nicio importanță. Nu, deci asta e, nu cred că culoarea politică, fiindcă când am fost toți acolo în sală, eram ca frații toți, nu era o problemă. Da, pentru mine nu contează nici cine e președinte, nici ce culoare politică are, dimpotrivă, îi doresc mult succes la unui președinte. Eu vorbeam despre asociații în sine și importanța acesteia. V-am spus câteva lucruri. Atenție, vreau să vă pun o întrebare la care gândiți-vă bine ce îmi răspundeți, ca să nu vă atrageți antipatia altora sau a colegilor, vă spun de dinainte. Considerați că unii primari, colegi de dumneavoastră, joacă la două capete în relațiile pe care le au între domniile voastre, între primari, adică se întâmplă să una spunem, alta facem? Mi-a spus o întrebare la care știți foarte bine răspunsul. Eu știu, dar dumneavoastră trebuie să răspundeți. Noi avem în sânge sau fenomenul. Puteți să spuneți dumneavoastră. Noi avem nația asta română în sânge fenomenul de a trăda și a fi trădători. Istoria trădării la român. Și atunci, cred că am dat un răspuns cu asta. Da, lucrurile astea se întâmplau și înainte? Să știți că până la Revoluție nu prea. Și eram foarte imediat uniți. După? Cu cât am intrat mai mult în democrație, așa. Cu atât, nu știu, parcă fiecare pentru fiecare. Acum, e adevărat, fiecare se gândește la familia lui, se gândește la el. Acum, dar, sper să nu se gândească la familie, că n-a ajuns la primar să se gândească la familie, dar, la comunitatea în care... Da, dar eu, de exemplu, cu vecinii mei sau alți colegi, la urmă, eu nu mă duc să iau voturile lui sau el ale mele, nu? Ar trebui să fim buni prieteni și buni colegi. Numai că, de multe ori, invidia și răutatea există în om și da. Ne dă de lucru. Înțeleg. Dar spuneți-mi, dacă, iată, anul ăsta se fac 21 de ani de când aveți mandatele întrerupte la primăria Comunei Pui, ce le-ați promis? Cum ați reușit să câștigați de fiecare dată? Adică, de ce credeți dumneavoastră că v-au votat oamenii? Eu cred că pentru rezultatele muncii mele și pentru relația normală care am cu ei. Normală. Fiindcă eu nu sunt omul ăla care să... așa cu furicele și cu... cred că mă cunoști destul de bine. Nu ați sunt ăla care să promit ceva nici nu pot să fac. Am mare grijă la vorbe când promit ceva sau când spun unui om ceva. Fiindcă am eu o vorbă. Omenia și cuvântul ți-l pierzi odată, două ori, numai cum. Fiindcă nu mai ai. Corect. Așa că... Ați avut și momente în care ați fost, să zicem, dezamăgit de cei care v-au fost apropiați sau care făceau parte din echipa dumneavoastră? Am discutat la emisiunea trecută și nu mai vreau să mă întorc azi la discuția asta. De ce ați avut? Dacă vă uitați în decembrie sau noiembrie când am fost... Bun, păi asta trebuia să vă întreb vis-a-vis de relațiile interumane. Și acum, cum una pui în 20... Și aici nu mă pic. Vă rog. Aici este o vorbă tot românească. Ia. Care din ele? Pe cine nu-l lași să moară? Nu te lasă să trăiești. Cred că v-am dat și răspunsul. Bun, mai sunt și din alea cu creșar pe la sân să te mănânce și alea. Asta mi se pare mai... de actualitate. Mai valabil în cazul noastră, probabil. De actualitate. Ok. Scrie acolo, comuna pui în 20-21, că ne place nouă să râdem de celebra expresie. Am trecut de la 20-20 la 20-20, suntem în 20-21. Chiar n-am mai auzit nimic de doamna, dar mă rog, nu, nici nu țin neapărat. Numai de bine. Numai de bine. Ce puteți să-mi spuneți despre proiectele pe care le aveți pentru 2021 în ceea ce privește Comuna Pui? Proiecte avem multe. Suntem în lucru cu altele. Problema este fondurile. Normal. Nici n-a, deocamdată nici n-a nu venit știu nimic. Se vorbește de o infuzie de capital, de fonduri, investiții. E posibil, că bugetul văd că e structurat mai mult pe investiții. Nu vă pot spune acum exact ce și cum. Se dorește... primar, cu siguranță oricum, că dumneavoastră primarii mai dați un telefon, nu, mai aflați... Se dorește dezvoltarea unui PNDL 3, care, nu știu, în iarna, anul viitor. Se doresc multe alte lucruri, dar noi suntem prea mici și de ce vă zic? România are nevoie la ora actuală de proiecte mari de infrastructură. Mă refer la
cele 3, 4, 5 spitale mari, mai vorbim de o duzină de spitale care sunt depășite din toate punctele de vedere, mă refer la multe autostrăzi care nu le avem și lucruri importante ca să putem dezvolta țara. Vreau să plecăm de undeva, da? Tu vrei să dezvolți România și tu nu ai o portă de intrare în țară, o autostradă sau ceva, da? Păi, asta e slogarul noastră, celor de la PNL cu dezvoltăm România. Nu, lăsați politica, vă rog frumos. Da, PNL-ul le-a spus, da. Acum vom vedea ce vom face 4 ani, da? Fiindcă cam de ultimii 20 de ani, dacă am fost 3-4 ani la guvernare, în rest, da, pe lângă. Sunt și eu curios ce să vă... Eu sunt de opoziție, stați liniștit, nici acum nu pot să mă consider la putere, nu știu cât. Noi doar nu faceți dumneavoastră legile și nu vorbim. Exact, exact. Dar, vă rog. Trebuie să vedem ce facem cu acești bani, fiindcă e marea problemă noastră este că nu reușim să absorbem fondurile care ni se cuvin. Păi și aici mă refer și la fir, și la port, și la alte și alte și alte fonduri, da? Ne adică România are repartizat la Uniunea Europeană o sumă de 80 de miliarde sau nu știu ce, cât e valoarea totală și noi dacă absorbim 40-50 e o mare realizare. Și atunci de ce? De ce nu-și pune cineva întrebarea de ce? Păi că nu sunt oamenii competenți unde trebuie. Vă spun, bă, că e competent sau nu, la urmă urmei fiecare duce crucea, dar pe lângă mulțimea de hârtii care trebuie făcute, v-am spus la trecută și acum mă repet. Eu, pe un proiect european, mi-a trebuit 3 ani jumate să-l implementez, de la depunerea dosarului la FIR, la Timișoara, până la licitație ca să încep lucrarea, 3 ani jumate. Și lucrarea a durat 3 luni. Da, asta este mersul lucrurilor, da? Deci execuția lucrării. Execuția, da. Pe lângă faptul că procedura de achiziții publice sunt greoaie, sunt stofoase, sunt cum sunt, pe lângă faptul că se cer. Și iarăși vă repet un lucru, că nu știu, așa cât e o fix. Yeah. V-am spus data trecută, când am făcut o achiziție de un bur de excavator, nici s-a cerut avizul de la DSV-ul și DSP-ul. Ce treabă are un utilaj multifuncționar ca să ceară instituțiile statului, bineînțeles, niște avize de la X, Y și Z, care n-are nicio clinică mândică cu treaba respectivă. Nu? Bineînțeles că oamenii au dat negație. Negație, da? La încă negație. Încă zi, două, da. Trei pierdută și așa mai departe. De ce? De ce nu vrem să simplificăm lucrurile? Adică să mizăm exact pe ce trebuie. Cerem de la sănătate publică, trebuie dacă faci canalizare și apă, da? De la, dacă faci drumuri, trebuie de la RNL, de la, știu, CFR-ul, dacă sau de la cine Dumnezeu mai trebuie. Adică trebuie niște avizi și acorduri, dar alea care trebuie. Nu le facem niște birouri numai ca să ne aflăm în treabă, să avem dosare cât mai groase. Dar pe cine încălzesc avizele astea? Că, uite, asta, partea asta n-am reușit. Eu cred că de la Uniunea Europeană, de la Bruxelles, nu vin așa hârtiile, așa stufoase, sau nu cer că e așa multe probleme. Cred că și noi le mai... Le îmbogățim, da, mai facem pe deșterți. Da, le facem ca să fie făcute, ca să nu se uite nimeni ele, probabil, sau nu știu de ce. Fiindcă la urma urmei poți să fii corect și dacă faci 10 hârtii și dacă faci 5. Da, asta cu avizele o cunoște și adică până obții toate avizele expirate. Hârțogăria, mai bine zis, și birocrația ne omoară. Ne omoară și ne omoară și ne omoară. Și atunci, vedeți, v-am dat un exemplu numai, nu vă mai zic altele că... Vorbești singur. Acum să vedem dacă proiectul ăsta de digitalizare a României va avea succesul pe care ar vrea unii să-l aibă și dacă circuitul acestor hârțogării, cum spuneți, nu se poate face altul. Peste noapte, dar e bine că se încearcă și că se vrea să facă. Da. Problema e alta. Noi facem sistemul de digitalizare, dar ce facem cu învățământul? Cine îl pune în practică? Dumneavoastră vreți să vă plătiți taxe și impozitele prin sistemul ăla, da? Da. Dacă nu aveți școală și nu vă pricepeți, cum îl plătiți? Acum nu ar fi toți fără școală. Nu, eu nu zic că nu toți, dar învățământul nu e ceea ce trebuie. Stați noi am avut în 2 da. Până în 90 un învățământ, cred că cel mai tare din Europa.
bun și pus, chiar dacă era sistemul cum era, să intra la școală un număr limitat la liceu, un număr limitat la facultate, un număr limitat la și restul, școala personală, meserii și altele. Acum, nu știu, mă surprinde așa negativ când văd, sunt studenți în anul 4 sau 5, când nu dați examenele de anul 1, n-au bacul ăla sau nu știu ce, sau aiurile de-astea, da? Păi nu-i mândria lui tata și al mama. Nu, cum? Facem facultăți peste facultăți astea de, nu știu, de apartament, de cartier, de... Nu că sunt adeptul la facultățile astufoase care iau una, două și așa mai departe, nu. Dar erau și dascăl competențe, erau multe alte lucruri. Eu nu zic că cei actuali nu sunt competenți, dar norocul este, știți care este, că s-a dezvoltat sistem informatic care ne ajută. Când am avea sistemul informatic bine pus la punct și ca să ne ajute, am avea ceva probleme. Am înțeles. Și atunci, ca să revenim, în 2021, având în vedere că nu știm bugetul, spuneați că proiecte sunt multe, dar care ar fi lucru de care vreți să vă apucați neapărat anul acesta? Deci, pe lângă buna administrare și funcționarea primăriei, avem câteva proiecte importante, fiindcă e și început de mandat, și început de an, atât la noi cât și la guvern și la parlament, eu cred că se va merge pe niște proiecte de mai serioase, în 3-4 ani să se realizeze. Am înțeles. Și mă refer la infrastructură, bineînțeles, în primul rând. Drumul, apă, canal, sunt depuse o serie de proiecte în județ, deci nu știu, în alte județe de la noi, pentru alimentarea cu gaz a localității, a comunelor noastre, a comunităților. Sunt din câte nu știu, este, nu în... este niciun de gaz în comună, este undeva. Poftim? Aveți gaz în comună? Nu, nu. Nu aveți. Nu, dar avem proiectul de un real folos, cred că. Da, avem, nu, avem proiectul depus. Suntem în asociere cu încă 3 localități, 3 comunități. Călanu, Bușorodu și Romusul. Da, pentru că sunt undeva trebuie peste să facem deal. 3500 da. De focuri și aveam, noi avem 1500 sau 1700, dar nu era suficient și atunci trebuie să ne asociem. Da, păi lucrul ăsta l-au făcut mai toți da, cei da, care, da. Care aveau și nevoie. Și zic că e bine gândit așa, după aceea fiecare la licitație scoate bucata lui din întregul ăsta da. Și să sperăm că vor fi eligibile, că se vor da bani, fiindcă, de ce zic, adică eu nu știu la țară cât bani au țăranii să plătească gaz, să încălzească cu gaz. Poate care au pensii mai bune sau care sunt mai cu dare de mână. Se încălzesc cu lemne, tot bani sunt da, și da, dar la lemn e o problemă. Lemnul s-a scumpit peste păi asta vreau să spun. Da? Doi la mână. Deja bai lemnele în curte, că nu are ce să ți le taie. Iarăși venim la forța de muncă. Da, adică majoritatea populației e îmbătrânită, asta încercă. Nu și asta, dar e greu să tai cu săcurea, să crepi lemn, e greu să tai cu drujba, e o muncă așa mai... Da, și totuși... Suntem obișnuiți cu telefoane, cu calculatoare, cu... Adică... Fiecare ar trebui propriul lui gospodărie să-și facă el treaba. Păi da, sunt de acord cu asta, da, vedeți că... Încă în România foarte multă populație și doi, se mai încălzește mai este pe, o problemă, pe lângă faptul că lemnul de la Rom Silva, care îl cumpără agenții economici sau, mă rog, fiecare compusată ce au, e scump, unde va ajunge la 2500 minim, 3500 de lei, nu, 350 de lei, da, media 400 de lei metru cub, fiecare proprietar la țară de teren are... La șez vorbesc, unde nu-i fondul forestier. Are o sarcă, are o narină, are, știu, diferite specii. Trebuie să mergi la o colț, să stai la rând să-ți marce doi ani și două sălci. Adică am nebunit. Mai de mult bunicii noștri. Și noi, eu știu cel puțin că și eu stai cu un pic de amiaz. Știam ce să tai. Un pic de amiaz, un da. Un pic de amiaz, un pic mai mult. Știam ce să tăiem, știam ce să facem. Care îl tăiam, care îl lăsam, nu... Nu tăia nici un om la vremea respectivă să barbirească, să radă tot. Nu. Era unul de făcea umbră, unul și pentru la anul e nevoie și așa mai departe. Pe când, de ce trebuie să mă duc eu să mai dau
niște bani să vină ăla, nu știu când, să marce, domnule. Cauza defrișărilor ilegale. Adică când eu știam să fac curat pe fânația mea, mai bine, sau la mine în grădină, nu? Sau cum v-am mai spus dumneavoastră aici sau nu știu unde, am făcut parcul ăla, parcul ciclovina Grădiștea Muncelului. Da. Am băgat 3 sate în parc. Oaba, Ponor, Federu și Vizeștiu, da? Ei, la zona respectivă, casele sunt mai răsfirate. Fiecare are spatele casei pădure, are ce... N-are voie să taie că e zonă de putință specială. Nu. De unde ia omul la lemne? Păi și trebuie când, să-l facem. Când le-au băgat, de ce n-ați nu ne-a întrebat nimeni. Nu ne-a întrebat nimeni. Cineva la București sau știu unde a văzut o arsă frumoasă, nu știu cum, și a tras cu creionul pe acolo și gata, nu? Păi și nu mai poate. Ca să nu știu, schimbat. Să deie bine la Uniunea Europeană, că avem multe parcuri. Zone de astea, nu știu ce, sau mai departe, nu știu care e motivul. Și atunci gândiți-vă, îi facem pe oamenii ăia să găsească metode de a-și tăia lemnul totuși. Și ce fac, vă spun eu. Ați auzit cuvântul cepuire. Nu. Deci, este un fac sau un pom, da? Așa. Un arbore care e pentru lemn de foc. Partea de jos o cepuiești, o curăță de coajă. Și o lasă noi 2-3 și se uscă singur și pică jos. Da? Și... Aha. Deci e un fel de a ajuta copacul să moară. Da, ca să poată să aibă lemn să bage în foc. Nu, e prima oară când am de lucru. Deci vă spun eu, adică, de ce trebuie să recurgem la asemenea lucruri când omul la spatele casei la el are pădurea lui, da? Bineînțeles că se respectă regimul silvic. Cât la sută, pentru cât amenajament și mai departe, dar lasă să-și taie un arbore, 2-3, care îi trebuie să-și păi să grăzească. Și în porta casei, dacă vrei să-l tai, trebuie să vină să ți-l marcheze. Păi dacă ei sunt zone putin specială și sunt înțeles. Amenajamente, sunt în... Ce să mai zic? Nu? Da. Adică sunt multe lucruri care nu sunt așezate acolo cum trebuie și unde trebuie. Parcă sunt făcute din birou, să nu zic altceva, știți? Și atunci dăm cu capul de ele, ne zbatem, nu reușim să le găsim soluții și așa mai departe. Domnul primar, Comuna Pui era celebră pentru târgurile sale, pentru animalele care se creșteau în Comuna Pui. Cum e acum? Am fost mărturisesc. Bine, era pandemie, este pandemie. Era... Păcat că azi mâine să vorbim de istorie de târguri. Cred că da, așa, asta a fost senzația mea când am fost... O să rămână aceste târguri iar maroace. Anul trecut de Sfânta Mărie, nu? Sau da, când? Da, a fost târg, dar fără animale... A fost, dar era atât de sărac și de chel că alt termen nu găsesc, încât am zis, Doamne, ce e aici? Că altădată n-aveai loc să mergi nici pe centru... Acele târguri la vremea respectivă au fost foarte bine gândite. De ce vă spun asta? Erau cele două târguri mari de țară, la 1 mai și la 14 octombrie. Oare nu v-ați gândit de ce au fost puse unul la începutul primăverii, nu chiar la început, la primăvara și unul toamna? Nu, că nu mă pricep la presa, spuneți-le noastră. Toamna, în târgul de toamnă, își vindea omul supraproducție, ce avea de vândut, mergea la târg și își vindea. Așa. Să intre în iarnă cu, în loc de 5 vaci, 4 vaci sau vedea un vițel sau un cal sau știu ce, ca să-și făcea el socotelele cum ai bine, da? La 1 mai cumpăra, că mergea cu animale la munte și erau alte posibilități. Oi, chestii, da, bărbăci. Erau niște trocuri de astea care, pentru bunul mers al lucrurilor, acum... Dar mai sunt crescători de animale în comună noastră? Sunt, da, că ce să fac omul? Și eu am. Animale. Aveți animale? Ce da, am 3 vaci, 5-6 porci. Atât, oi nu. Și oi am, dar oile le-am dat cineva, îi dau fânul, îi dau boabe, îi dau ce trebuie plătesc și are grijă de ele. Chiar are mai multe și atunci la oi și vă dă produsele. E incomod să ții 10 oi, să te, ori 10, ori 100, tot lucrul ăla e. Așa. Și mergeți noastră la vacă, la porc, acolo? Da, la... cum sunt, de ce nu? Păi nu, vă întreb, că chiar nu știu. Chiar e treaba mea și acolo m-am născut, nu m-am, chiar dacă am făcut școală și facultate, mă trage glia acolo și îmi place ceea ce fac. Am înțeles, o e n-aș relaxare. Putea trăi la bloc, n-aș putea trăi într-o, cum zic, o cutie de carton, să stau, să tragă unul de sus apa, să vă acum sunt mulți care trăiesc și așa, dar... Știu, e adevărat, dar eu dacă n-am trăit în mediul, nu pot.
Am fetele mele să aici la Deva și mai dorm câte o noapte. Și nu poate dormi. Greu trece. De ce? Ce? Auziți toate zgomotele sau ce? Eu vreau, știți cum ziceau copiii mai demult? Nu știu. Eu vreau la mine acasă. A, eu vreau la mine acasă. Da. Ceva genul ăsta. Am înțeles. Păi vă lăsăm imediat, că nu mai avem două minuțele mari. Acolo m-am născut, în satul în care m-am născut, acolo trăiesc și acolo vreau să mor. Acum iar vă zic o poantă, dar... Uimiți-mă, să se freteze la televizor. Bineînțeles, și prin Europa și odată în Statele Unite mai de mult. Acum vreo 12-13 ani. Și a zis, Doamne, numai să nu pice avionul ăsta, că dacă picăm în Atlantic, nu mai găsește nimeni. Da, e interesant. Era o glumă. Și n-a căzut totuși, nu? Nu, n-am căzut. Din fericire. Iată-vă în studioul Capital TV, de unde, domnule primar, trebuie să vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și să vă spun că mă mai aștept și altă dată, n-am reușit să vorbim. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și... Eu cred că niște discuții de astea libere, așa, între oameni, eu cred că nu sunt lipsite de importanță. Da. Din contră. Încât. Și nu zic eu că sunt un profet sau un om care le știe pe toate. Păi nu că dacă mi-a spune că sunteți profet, m-aș uita așa mai câși la dumneavoastră, adică nu. Aș spune, voi, a luat-o stoica pe arătură, ceva. Nu, nu, nu. Vreau să fiu și să mor un om normal. Dar v-am spus câteva lucruri care eu nu le cred că sunt în regulă în emisiune. Și care... Dacă cineva ar vrea să le bunțesc, se poate. Și în politică, și în administrație, și în muncă, și în învățământ, și în orice. Se pot face îmbunătățiri peste tot, dacă se vrea, bineînțeles. Am înțeles. Mulțumesc pentru prezența în emisiunea. Vă doresc succes pe mai departe și promit că în următoarea emisiune o să vorbim mai mult despre pui. Și eu vă mulțumesc și... Să aveți o zi frumoasă în continuare. Și la mulți ani, fiicei dumneavoastră, că știu că la, de aici plecați la... Și la cei care ne urmăresc, să aibă o primăvară frumoasă, la femei, un nou martie liniștit și toate gândurile bune din partea mea și locuitorul Comunei Pui. Doamne ajută! Mulțumesc! Victor Tiberiu Stoica, primarul Comunei Pui, a fost invitat la fotoliul Ghim, stimați spectatori. Sunt Adrian Simon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu Capital TV, televiziunea pe bune, numai bine! Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. Fotoliul cu ghimp. La fotoliul cu ghimp. Câți kilometri de drum? Să se lege omul la ea, să-și o bage în casă și să nu fie portabilă. Ok, păi și atunci ce-i cu adresa? Cât a costat? Sunt Adrian Simon, Adrian Simon. Adrian Simon e numele meu, rămâneți în continuare cu Capital TV.